Ministerul Sănătății a cerut o anchetă la Spitalul Județean după ce au fost făcute publice imagini în care copilul ținut în ham era într-un salon în care domnea igrasia, iar pereții erau coșcoviți și lipsiți de plăci din faianță. Managerul Dan Stoica spune că situația nu e chiar atât de gravă și că secția e una modernizată. Din cauza soluției de extindere a salonelor peste fostele balcoane, la îmbinarea pe exterior, fiind și ultimul etaj, apar din când în când condensuri și echipa noastră de intervenție trebuie să facă periodic remedieri. Imaginea dată pe televizor arată lucrul ăsta, dar, repet, nu asta este imaginea de ansamblu a Spitalului Județean. Conducerea spitalului nu a permis însă accesul mass media în salonul cu numărul 4 de la etajul 3, acolo unde a stat internat copilul în ham. Ușa salonului a fost încuiată pe toată perioada în care accesul presei a fost permis la etajul respectiv. Sâmbătă dimineață și inspectorii sanitari de la Direcția de Sănătate Publică au venit în control și spun că singurele probleme pe care le-au găsit sunt la capitolul igrasie. Efectuăm verificări la nivelul secției de pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău. S-au constatat că aspectele privind apariția unor zone cu infiltrații la nivelul secției se confirmă. Există niște extinderi din construcție în fostele balcoane și acolo apar aceste probleme de igienizare. Verificăm în continuare existența planului programului de conformare în cadrul autorizației sanitare. Nu sunt condiții improprii, sunt necesare lucrări de igienizare și reparații strict în aceste zone în care au fost extinse, în rest în care s-au efectuat extinderi. În rest nu sunt probleme majore de igienizare și nu sunt condiții improprii pentru copii și pentru actul medical. Secretarul de stat Raed Arafat spune că a cerut și Consiliului Județean o anchetă la secția de pediatrie.